Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori de carte, dragi cititori Herald. Astăzi vorbim despre viața, opera, personalitatea lui Ramana Maharshi. Este vorba despre cartea Maestrul Spiritual. Ramana Maharshi s-a născut în anul 1879 lângă Madurai, o localitate din sudul Indiei. Practicând introspecția asupra sinelui, Ramana Maharshi a devenit unul dintre cei mai renumiți maestri spirituali ai secolului 20. Volumul de față reprezintă partea a doua a scrierilor pe care Suri Nagama i l-a transmis în fiecare zi fratelui său, de asemenea discipol și el al lui Bhagavan, care trăia în alt oraș și vrea să știe absolut tot ce se petrece la picioarele maestrului, învățătura pe care acesta o transmitea discipolilor săi. Și avem alături de noi astăzi pe Luisa Neag, colega mea de la editura Herald, senior editor și coordonator al seriei de autor Ramana Maharshi. Luisa, știu că ai lucrat la această ultimă carte sau la cea mai recentă, să-i spunem, din seria de autor Ramana Maharshi. Cu ce impresii, cum te-a impresionat această minunată carte? În primul rând, bună tuturor, mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Este volumul 2 dintr-o serie de scrisori, așa cum ai spus și tu. Suri Nagama era una dintre discipolele cele mai apropiate ale lui Ramana Maharishi. Și volumul ei de scrieri se numește chiar așa, Scrisori de la Sri Ramanashram. Și pentru că s-au strâns foarte multe, pentru că ele acoperă 5 ani din, de fapt ultimii 5 ani din viața maestrului, au fost împărțite în două volume, iar noi am ales să le dăm niște titluri mai frumoase, ca să nu se numească așa simplu și banal Scrisori de la Sri Ramanashram, volumul 1 și volumul 2. Și am numit volumul 1 Realizarea sinelui, pentru că aceasta este calea pe care o oferă Ramana, și volumul 2 Calea Maestrului Spiritual, pentru că am găsit noi că așa se pune accent și mai mult în ultima parte a vieții lui Ramana pe această cale pe care o oferă el. Acum, nu știu, cum vrei tu? Vrei să mă întrebi? Vrei să povestesc? M-a impresionat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult. Este o carte de deci ambele volume. Sunt foarte încărcate pentru că indienii oricum sunt caracterizați așa de o trăire foarte... Sunt înclinați către a fi foarte emoțional și foarte trăitori și foarte au educat de-a lungul generațiilor această stare de devoțiune, exact, la devoțiune față de mă Dumnezeu gândeam, și da, față de maestrul lor spiritual, este Dumnezeul lor încarnat, de fapt. Și așa se raportează ei la maestrul lor spiritual ca la Dumnezeu în formă umană. Și atunci atitudinea lor este foarte arzătoare, așa, în momentul în care hotărăsc că, uite, acesta este maestrul meu, ei se oferă, practic, se dedică în totalitate și atunci tot ce vine din partea lor referitor la acel maestru este foarte, foarte încărcat. Suri Nagama este o persoană care... Mă rog, a fost cumva afectată de soartă, să zicem. Deci, soțul ei, mă rog, în primul rând tatăl ei moare la o vârstă fragedă, ca urmare ea trebuie să se căsătorească, că așa era obiceiul, se căsătorește la o vârstă foarte fragedă, iar soțul respectiv, care așa i-a fost prescris, moare după un an. Și atunci ea rămâne, practic, în ipostaza de victimă de... la o vârstă gen 12 ani, ceva de genul ăsta. Și atunci ea în mod natural se îndreaptă către această latură devoțională și citește și are inclinații poetice și începe să își dorească să întâlnească acest maestru spiritual. Și chiar la un moment dat are un vis în care
îi apare un astfel de personaj cu picioarele încrucișate, care, mă rog, în poziția lotusului, care față de care simte această stare de devoțiune și dăruire. Și după, peste ani, după ce ajunge să-l întâlnească pe Ramana, realizează că, adică recunoaște în el acel personaj pe care l-a visat în prima tinerețe și care întruchipa aceste idealuri ale sale. Asta, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, ea a început să scrie scrisorile la rugămintea fratelui ei, care și el era devot al lui Ramana și care dorea să afle, na, exact cum acum poate am face o filmare, am face un vlog, cum ar fi un vlog la picioarele unui maestru spiritual, mă rog, bagatelizăm un pic, dar așa erau mijloacele pe vremea respectivă și iată că datorită acestor mijloace suntem acum în posesia unor scrieri foarte, foarte valoroase, care ne pot trezi sufletul și ne pot ajuta să înțelegem ce înseamnă cu adevărat un maestru spiritual. Aceste ființe sunt niște ființe cu totul speciale și foarte rare, cu toate că poate în zilele noastre este o inflație de guru și învățători și care mai de care știu ei și învață și foarte multe învățături care nu de mult erau considerate secrete, acum sunt scoase la iveală și toată lumea are, poate avea acces la ele, dar este cu totul altceva să întâlnești o ființă care chiar întruchipează aceste învățături. În cazul lui Ramana este chiar și mai frumos, pentru că Ramana a început să aibă această atitudine total dăruită către spiritualitate de la o vârstă foarte fragedă. Deci el, la vârsta de 14-16 ani, a avut o experiență în care, mă rog, a conștientizat că va muri și a trăit așa, cu toată ființa, această experiență a morții și, dincolo de frica inițială, a trăit o stare de supraconștiință, de samadhi, dizolvare în propriul său sine, care până la urmă l-a acaparat până când a plecat de acasă, până când a meditat ani și ani și ani și în tăcere, și această meditație în tăcere i-a adus discipoli în mod natural. El nu dorea să-l deranjeze nimeni, dar fiindcă era văzut o ființă umană atât de tânăr și tot timpul în meditație, lumea a început să vină la el, să încerce, să comunice, sau măcar să-l servească, pentru că, așa cum spuneam, indienii au această stare de devoțiune față de un swami în meditație, cum spun ei. Și Ramana a ajuns să citească cărțile sacre și, pentru că înainte de această experiență spirituală excepțională pe care a avut-o, el nu avea înclinația să citească aceste scrieri, nu-l interesa. El era un adolescent obișnuit și era educat oarecum în spirit occidental, deși provenea dintr-o familie de brahmini. Și abia după aceea, după ce a trăit ani și ani de stări spirituale de cel mai înalt nivel, a început să citească aceste cărți sacre și și-a regăsit acele trăiri descrise în aceste cărți. În mod normal, parcursul este invers. Noi mai întâi citim acele cărți și încercăm cu mintea să înțelegem ce vrea să spună starea de samadhi, de exemplu. Începe să descrie la un moment dat diferite tipuri de samadhi, diferite samadhi cu modificări ale minții sau fără modificări ale minții, sau diferite sunt niște nuanțe pe care noi cu mintea noastră putem să le învârtim la nesfârșit și să încercăm să le înțelegem, dar până când nu vom trăi cu adevărat această stare, nu vom înțelege. Ramana trăise deja stările respective când citea acele cărți. Astfel că în momentul în care discipolii veneau și puneau întrebările respective, pe care ei citeau aceleași cărți, dar nu avuseseră acea trăire,
el reușea să explice într-un mod în care doar un maestru autentic poate să explice. Mulțumesc foarte mult, Luisa Neag, atât ne permite timpul, dragii noștri. A fost alături de noi Luisa Neag, senior editor Herald și coordonator al serii de autor Amana Maharshi. Am vorbit despre calea maestrului spiritual. Putem să, dacă îmi permiți încă puțin, putem să invităm pe cititori pe pagina de Facebook a editurii Herald, unde mai există încă o înregistrare despre Ramana și înregistrări despre multe alte cărți, și de asemenea pe site-ul editurii Herald, unde sunt toate cărțile din seria de autor Ramana Maharishi. Eu de-abia mă pornisem, m-am îmbrăcat și în robă portocalie. Pentru că tot, da. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!